Se anunță zile frumoase atât meteorologic cât și pentru șoferii argeșeni și nu numai. De săptămâna viitoare începe licitația pentru asfaltarea drumului național 73 în zona Mărăcine-Micești. Tot atunci vor fi înlăturați și parapeții actuali pentru realizarea unei lucrări ca la carte. Terminăm întâi de asfaltat ca să avem planilitate pe toate astea. O să ducem în continuare, mai avem vreo 4 tone, 5 tone de mixtură postate special pentru asta și în săptămâna imediat după pasnic și cealaltă începem, scoatem parapetul. Săptămâna viitoare se ține licitația pentru asfalt și pentru transportul asfaltului și finisuri și aș vrea să vedem de la lucrări pe sfârșitul lunii aprilie să începem deja să tratăm asfalt. Lucrările au fost întârziate de vremea capricioasă, spun autoritățile în domeniu. Se așteaptă ca lucrurile să intre pe un făgaș normal odată cu reînceperea reparațiilor. Promisiunea este că de la sfârșitul lui aprilie se va asfalta toată această porțiune de drum.